seara aceasta, dragi surori, pronunța aceste cuvinte și cred că e inspirat de Duhul Dumnezeu și acest cuvânt, că omul acesta probabil trecea prin unele încercări și spunea că și îmi ridic ochii spre munți, căuta ajutor. Pentru cel ce este în seara aceasta, în locul acesta, nu știu pentru cine concret este acest cuvânt, însă Domnul ne spune în seara aceasta, ajutorul avem doar în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Așa cum cântam, prezent este Domnul aici în seara aceasta. Aleluia. O altă șansă nu există. El este ajutorul nostru. Mărească-se numele Lui. Amin. Ai toată încrederea în seara aceasta și vine înaintea Lui. Vine o coadă de deschiderea și spune, Doamne, nu vreau să plec așa cum a venit. Voi fi cel mai nenorocit om. De aceea Duhul Sfânt, când după masă aceasta, să lucrezi deasupra cuvântului Evangheliei, asupra cântării, asupra mesajului pe care Dumnezeu are pentru noi. Vă salutăm pe toți, vă spunem un bun venit la casa Domnului și dorim ca prezența Domnului Sfânt să se odihnească peste ființele noastre. Lăsați Domnul Sfânt să lucreze. Lăsați inima deschisă înaintea lui Dumnezeu. Și prin prezența călăuzirii Lui, Dumnezeu să-și facă lucrarea în jurul nostru. Amin. Doresc ca frate să laude.